La scurt timp după modificările cadrului legal, Registrul Auto Român a demarat o campanie de sprijinire a deținătorilor de tractoare agricole și mașini autopropulsate pentru lucrări prin intermediul laboratoarelor mobile pentru certificarea autenticității disponibile în toate reprezentanțele din țară. Pentru acești cetățeni, noi avem posibilitatea de a ne deplasa cu laboratorul mobil la solicitarea acestora pentru a le face verificarea tehnică, pentru a elibera cărți de identitate în vederea înmatriculării și sau înregistrării acestor utilaje. Această deplasare se face în baza unei solicitări centralizate. Noi recomandăm ca această solicitare centralizată să vină din partea primăriei de comună pentru a putea cetățeanul să știe data și ora la care noi ne deplasăm în comuna respectivă, în vederea efectuării acestor verificări tehnice și întocmirii documentelor. Ca și procedură, noi avem următorii pași. Primul pas este ca cetățeanul să se ducă la primăria de care aparține, să depună o cerere scrisă către reprezentantul primăriei în care solicită inspecția tehnică sau eliberarea documentului, respectiv cartea de identitate, pentru utilajul pe care îl are dânsul în proprietate, urmând ca primăria să centralizeze toate aceste cereri, să ne facă nouă solicitare, iar solicitarea să fie inclusă într-o grilă de desfășurare a activității. De obicei, cam cu o săptămână înainte, contactăm reprezentantul primăriei, îl anunțăm la data și ora la care ne prezentăm în locația stabilită, astfel încât cetățeanul să aibă timp să-și aducă utilajul la poziția respectivă și, bineînțeles, să aibă timp pentru a se prezenta cu el, că nu toată lumea, bineînțeles, muncește, nu stă degeaba, are de lucru și atunci este mult mai simplu, știind din timp, data și ora, să vină cu utilajul. Următorul pas este ca colegii mei să facă identificarea în baza documentelor a utilajelor respective, urmând ca să li se înmâneze un document. Documentul este un raport, acel raport, cu acel raport va veni la Registrul Auto și vor plăti contravaloarea prestațiilor. Deci, atenție, repet și subliniez, reprezentanții Registrului Auto Român nu fac încasări pe teren, nu au această posibilitate și nu este legal. În ceea ce privește autovehiculele speciale apicole, este în lucru procedura de extindere a acestei facilități și asupra pavilioanelor apicole montate pe autovehicule, activitate ce se va regăsi în proxima modificare a legislației naționale de ITP. Acum să facem câteva precizări vis-a-vis de utilajele și vehiculele pe care noi le putem verifica și elibera cărți la domiciliul cetățeanului. Aici discutăm în primul rând de vehiculele lente, adică de remorcile lente ale tractoarelor, de tractoarele rutiere și, după cum știți, intrăm și în zona apicolă. La solicitarea Asociației Apicultorilor din România, de comun acord cu dânsii, am stabilit printr-o procedură comună ca tot ceea ce înseamnă remorcă sau semiremorcă apicolă să o putem face la domiciliu. Subliniez, toate autovehiculele transformate în apicole, respectiv camioane utilitare, se vor deplasa la sediul Registrului Auto Român pentru a face verificarea tehnică sau la sediul unei stații de inspecții tehnice. Avem posibilitatea, pentru a nu deranja foarte mult albinele, ca aceste verificări tehnice să fie făcute dimineață, adică ele să vină undeva la 7:30, să zicem, și până în 8:30 să poată să plece din curte, astfel încât albina să nu fie deranjată în activitatea zilnică. Până când se va concretiza demersul privind pavilioanele apicole montate pe autovehicule, această activitate se poate face doar la reprezentanțele RAR sau la stațiile ITP autorizate.